Xbox One. Știrile de la ora 4. Bun venit la știri! Nu băgați în seamă hamsterul! Astăzi totul despre Xbox One, dar mai întâi... De ani de zile, Epic Games încearcă să găsească o scuză pentru faptul că nu mai fac jocuri pentru PC. La început a fost pirateria, Mark Rain anunțând la un moment că Unreal Tournament 3 a fost piratat de 40 de milioane de ori, după care a negat complet că a spus asta vreodată. Apoi a fost pusă vina pe soluția video integrată în plăcile de bază cu suport pentru procesoare Intel. Iar acum, Mark Rain a venit cu o nouă scuză, iar prin nouă, adică aceeași ca data trecută. Conform declarației sale, de ani de zile am încercat să convingem Intel să-și repare soluția grafică, dar datele lor indicau că este suficientă. Inovația de pe PC a suferit din această cauză. Când a fost rugat să clarifice, Rain a spus: Intel deținea cea mai mare parte din piață în materie de grafică. Ceea ce spune Mark Rain este corect. Soluțiile integrate de grafică ale Intel sunt cel mai des folosite, fiindcă sunt cele care vin standard cu orice calculator conține un procesor Intel, dar care nu are un adaptor grafic propriu separat. Totuși, în ce mod a jenat asta inovația de pe PC nu este tocmai clar, din moment ce o bunicuță ce folosește un PC pentru a cumpăra de pe internet provizii de croșetat nu prea va fi oricum interesată să joace Gears of War sau orice altceva ar necesita o placă grafică mai bună decât cea integrată. Mai mult, conform statisticilor de pe Steam, pe un eșantion de 50 de milioane de oameni care chiar folosesc PC-ul pentru jocuri ce necesită grafică, Intel are acum 13% din total, mai mult decât a avut vreodată, chiar și față de anul 2008, când Rain a făcut pentru prima oară această declarație. Mark, e timpul să accepți adevărul. Dacă cineva nu se deranjează să cumpere o placă video de orice fel sau măcar un PC cu un adaptor grafic integrat competent, n-ai cum să dai vina pe el pentru că blochează inovația. E ca și cum ai da vina pe programul spațial al Somaliei, fiindcă rasa umană n-a aterizat încă pe planeta Marte. Într-un interviu recent, Raja Taneja, Chief Technology Officer pentru Electronic Arts, a dezvăluit că noua generație de console are o putere de 8 spre 10 ori mai mare decât cea curentă, în sensul că 8 sau 10, nu 18, fiindcă asta ar fi chiar ridicol. Ceea ce înseamnă că, în esență, nu vor mai trebui să se chinuie să împartă până la micron resursele dispozitivului pentru motoarele grafice ale jocurilor. Nu numai asta, dar aceste arhitecturi sunt chiar cu o generație peste până și cel mai high-end PC de pe piață, având design de hardware unic, sisteme de operare și servicii care vor permite reimaginarea mecanicilor de joc. Probabil din nou în încă un shooter. La auzirea acestei declarații, toată lumea s-a grăbit să spună bullshit, inclusiv Mark Rain. Ceea ce probabil Taneja vroia să spună era că lucruri precum folosirea comună a memoriei GDDR5 de către procesorul central și cel grafic de pe un PlayStation 4 va permite o comunicare mai bună dintre componentele sistemului, dar în niciun caz o performanță mai bună decât un PC high-end, din simplul fapt că un PC high-end, prin definiție, este high-end, extrem de scump și mai performant acum decât orice consolă. Fiindcă o consolă n-are nici măcar
SSD-uri, da barem o placă video GeForce Titan. Iar în ceea ce privește arhitectura aceasta minune, primele PC-uri care să o folosească vor sosi peste câteva luni pe piață. AMD dorind să zdrobească segmentul de soluții video integrate pentru ca Mark Rain să poată da vina pe ei mai încolo. Doar pentru că nu mai lucrează la Electronic Arts, nu înseamnă că John Ricciello tace din gură. Acesta a publicat recent un articol foarte lung pe Kotaku, binecunoscutul site despre cosplay, certuri, scandaluri, inacuratețe grosolană, titluri inflamatorii și ocazional ceva ce pare a fi tangențial legat de jocuri. În articol detalia perspectiva sa referitoare la următoarea generație de console, inclusiv cea că jucătorii vor trebui să învețe să iubească noțiunea de a fi mereu conectați în mod obligatoriu la internet. Că vor dori să învețe să iubească diaremul. Cam la fel cum o tânără nobilă din evul mediu va ajunge să-și iubească noul soț după nunta aranjată de către familia ei. Sau victima va ajunge să-și iubească răpitorul după ce a mirosit puțin dintr-o batistă ce în niciun caz nu conținea cloroform. Nu deloc, nici măcar un strop de cloroform. Posibil să fi fost un MMO. Sunt convins că am uitat ceva, dar nu cred că era foarte important. No. De oare? Cobal, cobal, sigur cobal. Incredibil. Oh, ce gol a dat, trebuie să sunt cineva neapărat. Ai văzut ce gol a dat? A fost incredibil, nu? Da, extrem de inimaginabil. Stai, mă mai stă cineva. Alo? Nu! Nu știu unde este polonicul, mă uit la meci. Da, pa. Cum spuneam, ai văzut ce meci a fost, ce gol excep... Oh, stai, stai. Da. Cuci, 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 cuci. Ia cuci, cuci. Wow, javra fericită, te trimit la armată, nu alta. Iar pe lângă asta, consola va avea DRM de trebuie să plătești și pentru jocurile împrumutate de la mici. Dacă ești indie, n-ai voie să publici jocuri, tot ce faci este urmărit și îți vor băga pe gât Kinect la fiecare ocazie din nou. Numită probabil după numărul de unități pe care le va vinde, anunțul consolei Xbox One a provocat o creștere de 10% în prețul acțiunilor companiei Sony. De ce oare? Ne revedem la ora 5 pentru mai multe știri. După reclame, de fapt, la naiba cu reclamele, serios, au amânat conferința asta o lună de zile pentru a prezenta nimic, absolut nimic. N-avea cum să fie mai nimic decât dacă petreceau o oră vorbind despre părul din urechea lui Steve Ballmer, dar hei, avea un cățel simpatic.